Dacă facem încă un pas în textul nostru de astăzi, o să ajungem în versetele 6 la 8 din capitolul 2 al cărții Tit. Și mesajul lor este simplu. Este nevoie de tineri ca și Tit și astăzi. Este nevoie de tineri ca Tit și astăzi. Și pentru că n-am auzit niciun amin, o să mut toate așteptările pentru ce să se întâmple după ce ieșim de aici. Știți ce m-aș aștepta eu sau ce m-ar bucura? Ca cei bătrâni de care am auzit vorbindu-se mai devreme, să se roage pentru astfel de tineri. Una din cele mai frumoase mărturii pe care le-am auzit de la D.A. Carson era de pe vremea când era un tânăr lucrător. Martin Lloyd-Jones își încheiase lucrarea, o lucrare de mulți ani, și care a fost binecuvântată de Dumnezeu într-un mod deosebit. Și Martin Lloyd-Jones a aflat de la fiica, D.A. Carson a aflat de la fiica lui Martin Lloyd-Jones, că tatăl ei s-a rugat pe nume pentru el, an la rând. Și a făcut-o pentru mulți tineri creștini. O a doua așteptare pe care aș avea-o în fața acestui adevăr e ca cei tineri să-și pună cu hotărâre și să urmeze cu credincioșie această hotărâre, eu o să fiu omul acela. De ce e nevoie de... Nu a fost de la tineri, dar ne bucurăm. De ce e nevoie de tineri ca și Tit și în ziua de azi? Nu și-a încheiat Tit misiunea în Creta? În primul rând, e nevoie de tineri ca și Tit. Astăzi. Din cauza lucrului pe care l-am auzit mai devreme, modul în care ne trăim viața hotărăște mărturia și impactul bisericii în lume. Evanghelia trebuie să ne întâlnească și să ne scoată din tiparele vechi și păcătoase de viață și în același loc în care ne-a întâlnit să ne schimbe și să ne ajute să trăim altfel pentru a fi atractivă pentru cei de lângă noi. Temelia și sursa tuturor îndemnurilor pe care le avem în textul pentru astăzi e, așa cum ați auzit mai devreme, învățătura sănătoasă, care este vorba de Evanghelie, arătarea Harului Dumnezeu și așteptarea în sfințenie a revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. O Evanghelie care nu are putere în noi, care nu schimbă nimic în noi, nu poate emite nicio pretenție pentru cel de lângă noi, e neatractivă, e inutilă. Nu are de ce să o adopte. În al doilea rând, e nevoie de tineri ca Tit și astăzi, pentru că drumul spre bătrâni ca cei despre care am auzit mai devreme trece printr-o tinerețe care e pornită spre această țintă, care merge într-acolo. Nimeni nu ajunge sănătos în credință, ferm în conținutul Evangheliei, și loial față de Evanghelie, dacă nu se frământă cu ea, dacă nu încearcă să o cuprindă, să-și o însușească. Și realitatea căreia îi se adresează textul de astăzi e faptul că fiecare vârstă are problemele, ispitele, slăbiciunile și vulnerabilitățile ei. Și de aceea Pavel se oprește ca să vorbească fiecărui grup de vârstă. Și el nu face o descriere completă a lucrurilor pe care ne putem însuși, cum să arate un tânăr în întregime. Nu e doar un singur lucru, să vedem mai târziu. Nu ne arată ce înseamnă un bătrân sănătos în întregime, ci ne oferă prioritățile pe care fiecare grupă de vârstă trebuie să le aibă pentru a trăi în lumina învățăturii sănătoase. Cum arată un tânăr ca Tit, dacă ar trebui să-mi doresc să fiu ca și el? Ce vedem în textul de astăzi e că e vorba de unul care are curajul să se ridice între cei de aceeași vârstă ca și el, între prietenii lui, și se cheme să înoate împreună împotriva curentului. E unul care poate face măcar un pas în față ca să se dea pildă de fapte bune, adică să-și pună viața pe tavă.
E unul care îi învață pe alții, nu ca să arate că e mai deștept sau că e mai bun, ci o face cu o motivație curată, ca să-i vadă pe alții crescând alături de el în adevăr. Și prin felul care îi învață, arată o demnitate care este pe măsura slujbei pe care o are. Iar conținutul pe care îl transmite este învățătura sănătoasă. Nu este a lui, nu sunt ideile noastre, ci Evanghelia lui Dumnezeu, singurul adevăr care poate să ne schimbe. E bine, dacă ne-am oprit doar în fața acestor lucruri, așa arată un tânăr ca Tit. Probabil am fi dezarmați, pentru că am avea impresia că e un uriaș spiritual. Și singurul lucru care îl deosebește de Pavel e vârsta lui, e puțin mai tânăr, dar spiritual e tot acolo. Ei bine, dacă citim epistola în întregime, o să vedem că nu e așa. Pentru că un tânăr ca și Tit recunoaște că are nevoie în viața lui de rugăciunile altora. Și Pavel își începe întotdeauna epistolele și în acest caz rugându-se pentru destinatarii lui. Și acum se roagă pentru Tit, adevăratul lui copil în credință, cum îl numește. Un tânăr ca și Tit recunoaște că are nevoie de harul și de pacea lui Dumnezeu în viața lui și în lucrarea lui, pentru că nu se descurcă singur. Un tânăr ca și Tit recunoaște că are nevoie să învețe, să fie sfătuit, să urmeze și să lucreze în umbra unui creștin matur, a unuia care este sănătos în credință și și-a dovedit sănătatea în credință. Un tânăr ca și Tit recunoaște că povara lucrării apasă greu pe umerii lui, dar se ține de cuvântul adevărat. E singura variantă. Se ține de cuvântul adevărat și sfătuiește și pe alții să meargă împreună cu el. Și nu e teamă să înfrunte pe potrivnici. Primul care trebuie să înfrunte pe potrivnici în Creta este Tit. Și apoi, când el va pleca, prezbiterii. Unul ca și Tit recunoaște că trebuie să se lase învățat să aleagă care sunt luptele în care trebuie să intre și cele pe care trebuie să le evite, care sunt luptele zadarnice și nefolositoare și care sunt luptele care nu trebuie evitate. Și un tânăr ca și Tit trebuie să recunoască că are nevoie să vadă dincolo de el însuși și să poarte de grijă să-i ajute și pe alții care sunt implicați în aceeași lucrare ca și el. Așadar, dacă așa arată sau așa arăta Tit, ce avem noi de făcut ca să-i urmăm exemplu și să fim în ziua de astăzi acești tineri? Primul lucru și singurul pe care Pavel îl aduce pentru tineri este cumpătarea. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați. Sunt convins că poate părea un sfat demodat, dar nici atunci n-a fost la modă. Și nici acum să primești aplauze și aprobări dacă te întorci la locul de muncă între prietenii tăi și o să încerci să fii cumpătat. Și mai mult, dacă comparăm acest îndemn cu lista de lucruri pe care le avem pentru celelalte grupuri de vârstă, o să vedem că parcă tinerii sunt defavorizați, că Pavel spune doar un singur lucru, în timp ce la alții le dă listă de lucruri pe care trebuie să le facă. Ca și cum el ar fi grăbit să treacă mai departe. Dar Pavel nu limitează cumpătarea la un anumit domeniu al vieții. Și prin faptul acesta el lasă cumpătarea ca o caracteristică fundamentală a întregii vieți. În fiecare domeniu al vieții, cumpătarea trebuie să se vadă, să fie vizibilă. În temperament, în relații, mai ales în cele de acasă, care sunt cele mai încercate, în ambiții, în felul în care ne câștigăm, în felul în care ne cheltuim banii, în felul în care ne gândim la influența pe care o putem avea asupra altora, pentru că un tânăr
trebuie să lupte împotriva exceselor care se nasc din el și împotriva exceselor care sunt încurajate de cei din jurul nostru. În al doilea rând, tinerii nu sunt defavorizați în text, pentru că Pavel începe să vorbească lui Tit. Și atunci când îi vorbește lui Tit, el îi are în minte pe tineri. Și el vorbește lui Tit în auzul celorlalți tineri. Și aici lucrurile devin mai bogate. Primul lucru pe care trebuie să-l facă Tit este să își verifice motivația, modul în care învață pe alții și conținutul învățăturii pe care îl transmite. Motivația cu care Tit trebuie să învețe, sau motivația învățăturii, trebuie să fie curăție, sau dacă am luat traducerea literară, fii fără corupere, fii inocent, fii curat în motivația ta. Atunci când ținem cont sau punem această motivație în contrast cu motivația învățătorilor falși din capitolul 1, pentru un câștig urât, înțelegem că acest lucru este nu doar necesar, dar este și esențial pentru Tit. Modul de învățare. Cum ar trebui să învețe un tânăr? Cum ar trebui să învețe pe alții? Pavel caracterizează acest lucru prin vrednicie sau demnitate, seriozitate care să inspire respect. În modul de învățare, Tit trebuie să arate seriozitate, o demnitate care este pe măsura slujbei sale. În schimb, adversarii lui, potrivnicii, sunt nesupuși, flecari și amăgitori. Nimeni nu va lua în serios un lucru care e prezentat ca o glumă, ca un fleac. Și un învățător trebuie să știe să facă distinția dintre lucrurile importante și lucrurile mărunte. Și trebuie să știe să prezinte lucrurile importante ca importante și să lase lucrurile mărunte să fie mărunte. Există lucruri negociabile și există lucruri nenegociabile. Există lucruri care sunt nefolositoare, există păreri îndoielnice și ele trebuie deosebite. Și pentru aceasta avem nevoie de înțelepciune. Motivația învățării, modul de învățare și mai apoi conținutul învățăturii. E vorba de vorbire sănătoasă și fără cusur. Și conținutul ei o să-l avem data viitoare, în versetele 11 la 14. Dar Pavel ne oferă aici o primă motivație pentru Tit. Ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată spune nimic rău despre noi. Nu înseamnă că Tit nu o să aibă critici, în afara sau în exteriorul bisericii. Întotdeauna o să fie critici, și în afara, și înăuntrul bisericii. Și primii pe care Tit trebuie să-i confrunte sunt aceștia, am văzut data trecută, care sunt nesupuși, flecari și amăgitori. Lor trebuie să li se astupe gura. Dar, având în vedere mărturia bisericii, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, învățătorii falși, care promovează și învață basme și fleacuri, au fost și vor fi întotdeauna piedici în calea misiunii Evangheliei și vor îngreuna misiunea ei. Un al treilea lucru pe care Tit trebuie să-l facă, de fapt este primul lucru pe care Pavel îl spune lui Tit, eu l-am lăsat la urmă. Dă-te pe tine însuți pilde de fapte bune în toate privințele. Cu alte cuvinte, să trăim ce vorbim. Să nu le rupem niciodată, pentru că doar purtarea noastră validează învățătura noastră. Și motivația pe care Pavel o aduce mai departe în următorul pasaj în dreptul robilor este ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Sau o nouă traducere pentru ca astfel să arate în toată frumusețea învățăturii lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Cine spune Pavel că până și cea mai de jos treaptă socială, robii din vremea aceea, sclavii, puteau
aduce sau puteau arăta frumusețea învățăturii lui Dumnezeu. Pentru că verbul pe care el îl folosește acolo este cel folosit pentru etalarea bijuteriilor, pentru aranjarea lor, ca să se vadă frumusețea lor. Evanghelia este frumusețea, Evanghelia este comoara și ea trebuie purtată de cineva. Trebuie purtată de noi, de fiecare dintre noi. Și purtând-o sau vorbind despre ea, putem să-i facem cinste sau putem să o facem să fie vorbită de rău. Așadar, e nevoie de tineri ca Tit și astăzi. Ce avem de făcut? Să cultivăm în viața noastră cumpătarea. Oricât ne-ar fi de greu și oricât de criticat ar fi de cei din jurul nostru. Să ne verificăm motivația, felul în care învățăm pe alții și conținutul pe care îl transmitem altora. Avem nevoie de o motivație curată și avem nevoie de un mod de învățare, de un mod de transmitere a lucrurilor pe care le știm și pe care le credem, care să fie demn de slujba pe care o avem, demn de Evanghelie. Și conținutul trebuie să fie întotdeauna învățătura sănătoasă, nu ideile sau părerile noastre. Și mai apoi, după ce am făcut acest lucru, trebuie să trăim noi înșine ceea ce vorbim. Și niciodată să nu le rupem, ci întotdeauna să le ținem legate. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.